Am reușit să ajungem și lângă Skoda Citygo, tot de la Spark. A, e o mașină, o. Mult mai micuță, din câte se observă, dar eu cred totuși că spațiul în interior are suficient. O vom debloca cât de curând. Vreau să vă arăt pe exterior. Nu mai are geamurile pe spate, nu mai sunt cu manivelă, sunt doar se rabatează într-o parte un pic. E mai micuță decât Zoe, arată mult mai mică, dar eu cred că interiorul o să fie mult mai ok. Roțile mult mai subțiri, costă și mult mai puțin la închiriere față de Zoe, 69 de bani, e 49 de bani. 49 de bani pe minut. Închirierea începe imediat cum ai dat deschide mașina. De atunci a început numărătoarea inversă la închiriere. Haide să o și deschidem. Ia să vedem, am loc. Momentan cu scaunul dat. Dar nu bași cheia. Ba da, ba da, ba da, cred că o bași cheia. Ba da, bași cheia, uite. Nu pot să cred. Bă, să știi că loc e fix ca în Zoe, să știi. Cel țin eu așa-l văd. Același lucru. Ah, ce Caterin, că e asta, are cheie. Ia, are cheie, da. Gata, s-a lăsat și frâna. Dăm și volanul. Gata. Marș arier. Deschid frâna. Lasă și frâna. Opa, senzor de parcare. E cam aproape. Senzor de parcare, clar. Trebuie să ne punem centurile. Da. Vezi că vine lângă. Unde mergem, George? Mergem să căutăm un e-app? Și cum e? Wow! Frate, da, a plecat! E-app? E-app, da. Acolo cred că în lista aia care ți-a părea ție, dacă reușești să mai intri în lista respectivă. Asta e în apropiere. Mă sună, nu. Hai să continui filmarea totuși. Nissan? Nissan Leaf? Da. Am mers cu Leaf. Am mers noi atunci când l-am lăsat la mall. E apă, mi-aș fi plăcut să-l văd la interior cum arată. Da, deci clar nicio șansă cel care va sta în spate. Dacă e să stea în spatele meu, doar un copil ar putea să stea. Pentru că un adult nu încap. Interiorul destul de interesant. Și B, ce e B? Avem drive și avem B. A, e cu regenerare B-ul. Ia să mergem pe B. Nici nu mai pleacă după loc acum. Vezi? E gen frâna de motor, să spun așa. E blocator din ăla, stai la semafor. Uite, Eco. Eco Comfort Perfect Restricted. Eco Plus și drive mod normal. Noi o vrem pe normal, sincer, pentru că de aceea plătim și cred că toată lumea o vrea pe normal. Da, suportul de telefon e destul de interesant, dar nu mai pot să mai filmez după treaba asta. Destul de ok. Da, totuși aglomerat București pentru o zi de sâmbătă. Nu, e ok? Ești lângă București. Ah, scuzați, uite, wow. Ai văzut, am luat piciorul după și accelerație de... și automat. A dat un pic așa. Stă bine cu... Foarte mișto, pentru că de mică e. Și eu sunt, și ce sunt chiar surprins. Da, e... Da, deja nu prea-mi place B-ul ăsta cu regenerarea. Ok, da. Cred totuși că după ce ți-ai luat o mașină electrică, e greu să mai treci pe combustie internă. Mai ales dacă ai nevoie foarte mult pe oraș și ai și unde să încarci. E super. Și nu e zgomotoasă. Da, niciun zgomot nu faci. A, uite, Bucuroborul. Face repede viteză, 68, 69. N-am eu unde să merg, că, sincer... Nu e niciun. Dar cum
fluier așa frumos. Exact cum se aude la mașina aia de Formula E. Exact. Încotro merge în George, ce mai închiriem? Păi nu știu, tu știi, că nu, n-am găsit niciun... Niciun e-app? Păi și mergem la unde sunt fetele? Păi da, dacă vrei, stânga? Facem stânga. Și băgă-te brusc. Trebuie să întoarcem sau ce? Da, da, da. Mai mare mic, du-te în față și întoarcem după stație. Și ce, în față n-avem? Unde? Da, aici, întoarcem după stație, nu, înainte n-are. Wow, se simte șoseaua aici, se simte super super puternică frânarea regenerativă. Deja am schimbat pe drive. Mi se pare un pic prea brutală. Într-adevăr, face o economie destul de bună că nu mai apeși frâna și dar totuși tot pe suport, nu? Păi dacă nu, deci suta o face super rapid. Da. Păi e mult mai ușurică, e mult mai... Și am găsit pe OLX, asta intenționez să achiziționez una, să schimb o mașină cu combustie internă pe care o avem. Și am găsit-o undeva la 11-12.000 de euro nouă nouță. Cu 10-20 de kilometri, ceva de genul, sau chiar 5-6.000 de kilometri. Ia, și la deal. Un pic mai greu, dar totuși 80 și face viteză. Pentru oraș și pentru aici. E super, super. Dar mie îmi place cum se aude când acționez. Acum faci dreapta, intri pe banda de dreapta. Așa, în drift. Nu faci dreapta, intri pe banda de dreapta, da? Max, du-te-n față, du-te-n față, că nu, vezi, nu e nimeni. Da. Blan. Blană de urs polar. Cât de faină e. Este, mi se pare cea mai tare. Da, e faină. Sincer, Twizy la fel accelera foarte, foarte bine, pe care l-am avut. Toți cunoscuții că mă găseau cu ei prin oraș, mă întrebau cum de fuge atât de tare mașina. Lumini pe auto, geamuri electrice, oglinzile se reglează manual, dar nu te deranjează. Fix pentru o mașină de oraș care nu consumă aproape nimic și... Foarte ok. Spații de depozitare, poți să spui o doză de suc aici. Ai recirculare. Da, la fel. N-ai cotier, în schimb. Asta ar fi un mic dezavantaj, dar cred că se poate adapta, da. Ridică. Ia, se vede. Gata. Wow. Nu simți absolut nimic. Deci absolut nimic nu se simte la denivelări. A trecut foarte bine. A trecut senzațional. Sincer, nu știu cât de bine o să frâneze atunci când avem nevoie, știi? Gen, o frânare de urgență. Foarte bine. Merge pe banda dinainte și spate. Super încântat sunt. Chiar nici nu mă interesează cât mergem cu ea, sincer, pentru că ador mașina aceasta. Deci, în primul rând, nu simți nimic la denivelări și așa mai departe. Trage de rupe. Aici cum trage și cum se aude. Conduci? Cum se aude cum trage? De ce? Da, că e aceeași, de ce lași mie? Da, altă când o simți tu și dai cum vrei și... Conduci normal, să vezi, ca o mașină normal. Vrei să-i dăm pe Eco? Să vedem cum merge? E plăcut. Poți să o lași parcată mult? Nu știu. E gratuită parcarea, nu? La mall? Nu. Pentru mașini electrice, da. Da? Eu așa știu. Vezi că aici e mai super ca la pizzerie, încerca să te mergi. Asta e bicicleta, asta merge și pe banda aia. Da. Ia,
te salut. Ia ne numă. Ia fii atent. Joacă pe asta. Ei, alo. Cam târziu. Unde te treziști? Mamă, la fix arată la. Hai că se bagă și el, adu-te. Rup pe fâși. Asta e Uber-ul. Mare lambada. Ne pregătim să facem, adică pe banda de drept. Să vedem unde parcăm. Ca să intrăm la mall. Mai mergem mai în față. Da, mergem mai în față. Și frână și demaraj are și tot ce era vrei. Era bine dacă făcea dreapta aici. Fix aici facem dreapta. Da, da, da. Toată asta. Alunec. A furat puțin cu... Alunec, e ud pe ăsta, da. Sunt extrem de încântat. Și nu știu dacă... Aici e încă și acolo. Prim? Da, am terminat testul. Cheia a fost aici? Da. Frâna de mână? Nu mai trebuie, nu mai e caz. Părăsim incinta. Știi ce aș vrea să mă urc? Ia urc-te în spate la tine, să vedem, ai loc? Oare? Da. Deci dacă e o persoană, cât, ce înălțime ai? 1,70. Deci la 1,70 ai loc și în spate perfect. Deci 4 persoane pot călători decent. Nu, acolo nu intri, acolo intră un copil. Copil până în 9 ani ar intra. Da, atât. Por bagajul pentru un minim necesar ce ai nevoie în oraș. Ai nevoie să scari o sacoșă și eventual se pot da și banchetele se pot rabata. Și deja câștigi spațiu, dacă ai nevoie de spațiu mult mai mare să cari, știu eu, un brad de Crăciun, un mai micuț, așa, în glastră, eventual. Da, cablul de încărcare, ia să vedem, are și mufa, cum iese, așa, ce? Nu știu, ia vezi, ambele se iasă sau pe rând, sau? Nu știu, hai, lasă. Așa. Cred că iese prima. Hai, las-o, las-o, George, las-o, las-o. Acum e și frig și să nu cumva să o lăsăm. Uite geamurile ce spuneam. De aici. Se trage și așa se deschide. Deci doar să nu-ți vine să vomiți. Asta e singura problemă, că dacă îți vine să vomiți e o problemă destul de mare. Da. Acesta este City Go. City Go, care îl puteți achiziționa cu, pleacă de la 20 și ceva de mii, cu prima de la stat de 9500, rămâne undeva la 13.000 de euro, dar se poate găsi și pe OLX, mașinuța, mie mi se pare perfectă, oraș și chiar drumuri scurte până într-o 6 km, cu autonomia ei de 280 de km pe care o dau ei, este perfectă. Bye!